Ciao și bine ați venit pe canalul meu, mă numesc Ralu. Astăzi am făcut acest tort de căpșuni în formă de cuib pentru ouă de ciocolată. Este foarte frumos, este perfect pentru aceste sărbători. Nu uitați să dați un like și să vă abonați la acest canal. În următorul video voi avea un concurs, așa că nu ratați următorul video. Pentru modul de preparare aveți nevoie de 2 blaturi de tort cu căpșuni, rețeta o găsiți în cutia de descriere. Le punem în cuptorul preîncălzit la 180 de grade, aproximativ 30 de minute. Pentru crema cu care vom îmbrăca tortul aveți nevoie de această esență de vanilie bourbon, 100 de grame de zahăr praf, 100 de mililitri de frișcă lichidă, 2 cutii de mascarpone. Vom adăuga zahărul pudră peste mascarpone, frișca o vom bate puțin cât să devină fermă și o adăugăm în cremă, adăugăm și esența de vanilie bourbon și vom mixa puțin până devine o cremă tare. O punem la frigider crema pentru 30 de minute. Între timp, așteptăm ca blaturile să se răcească. Punem crema pe tort. O întindem foarte bine, adăugăm blatul deasupra și acum îmbrăcăm tortul cu această cremă. Este foarte ușor de mânuit, crema o să acopere tortul perfect, uitați cât de bine arată. Vom topi acum 100 de grame de ciocolată, 75% cacao. O topim, pentru modul cum să topim ciocolata, o vom găsi rețeta în cutia de descriere. Aveți nevoie de o fâșie de foaie de copt, care o vom decupa exact cât este diametrul cercului. Apoi aveți nevoie de o siringă, un puș sau pur și simplu o pungă mai tare care o decupați la vârf. Punem ciocolata topită și vom face un grilaj de ciocolată. Se realizează foarte ușor. Atenție! Întotdeauna liniile trebuie să se unească. Vedeți că acum nu se unesc liniile, dar voi mai desena încă un grilaj de ciocolată mai micuț care va uni toate liniile. Uitați, acum unim toate liniile, altfel ciocolata se va desprinde. Toate liniile trebuie să fie unite. Pentru cum să faceți un grilaj de ciocolată și cu mai multe secrete, îl găsiți linkul în cutia de descriere. Acum soțul meu m-a ajutat, e nevoie de un pic de ajutor ca să puneți grilajul de ciocolată de jur împrejurul tortului. Este foarte ușor de pus, important e să-l puneți cât este cald, iar apoi îl punem așa cum este la frigider pentru o jumătate de oră. Când ciocolata s-a întărit, desfacem ușor hârtia de copt de pe tort și uitați cât de minunat arată! Se desprinde foarte ușor. Deasupra am pus câteva ouă de ciocolată. Dacă vreți să faceți tortul să nu fie cu ouă de ciocolată, înăuntru puteți să puneți flori, bomboane sau trandafiri de ciocolată. Este un tort gustos și căpșunile îi dau o aromă minunată. Nu uitați să dați un like, să vă abonați la această pagină, să vedeți și următoarele rețete, să nu uitați că în următorul video voi avea un concurs. Am tăiat și tortul, uitați cât de ferm este, cât de delicios. Vă mulțumesc că urmăriți canalul meu și vă aștept și data viitoare. Pa, pa!